În continuare rubricii noastre de literatură, vă prezentăm un interviu realizat cu Vintilă Corbu. Vintilă Corbu, care nu mai este pentru nimeni o noutate, după atâția ani de muncă pe tărâmul literar, din 1938 aproape, a început și până astăzi, Vintilă Corbu, care este cunoscut ca romancier, scenarist și traducător. Vi-l reamintesc, în special cu ceea ce a rămas, cred, în memoria tuturor din țara noastră, cu romanul 5 volume, dinastia Sander and Beauclair. Iar de curând a apărut în librării și îmi face o deosebită plăcere să vă anunț și să vă spun că puține cărți la ora actuală se mai găsesc încă în rețea și foarte multă lume a pornit să citească acest roman. Romanul Căderea Constantinopolului a apărut la Cartea Românească. Așadar, Vintilă Corbu, legat de această ultimă apariție editorială a dumneavoastră, după atâția ani de activitate, v-aș vrea să ne spuneți acum, pentru telespectatori, de ce v-ați întors la această perioadă din istorie? Am fost ispitit de această temă pentru că nu a fost atacată încă în literatura mondială, deși este extrem de interesantă și s-a scris enorm de mult, însă documentar despre căderea Constantinopolului. Am socotit necesar ca zugrăvirea ei în literatură, într-o formă literară accesibilă tuturor, ar putea să îmbunătățească cunoștințele maselor. Iertați-mă o secundă, pentru că vreau să citesc un scurt fragment din prefața semnată de Mihai Gafița. Disponibilitatea lui Vintilă Corbu de povestitor inventator, fantezia disciplinată realist și le-a pus în slujba evocării istoriei, nu în povestiri, ci în romane, cu un predominant caracter documentar, o specie aparte în care istoria, înviată din documente și cu ajutorul lor, în spiritul lor, lunecă în literatură prin simplu fapt că e viață. Cititorul e uimit și cucerit de aparenta fantezie. De fapt, în fața istoriei, înviat. Așadar, confirmă ceea ce a spus și dumneavoastră. Deci, considerați că pentru noi, pentru cititorul modern, istoria privită de dumneavoastră ne este și mai accesibilă și mai aproape. Eu sunt îndrăgostit de istorie și ca literat și ca profesionist. Am făcut studii de istorie și m-a interesat îndeosebi să fac să retrăiască istoria, vremurile trecute, oamenii trecutului în fața cititorilor mei. Vintilă Corbu, după câte cred că vă reamintiți, a semnat împreună cu Eugen Burada și cu Sergiu Nicolescu scenariul la filmul Un comisar acuz. Acum, scenaristul Vintilă Corbu are vreun proiect, lucrează la ceva sau deja a terminat vreun scenariu? Deci am terminat un scenariu intitulat Revanșa, care va fi continuarea Comisarului și care este semnat de Sergiu Nicolescu și de Eugen Burada. Deci în aceeași... Da, și de la un roman, Cenușii și Orhidee la New York. Ce rugăminte am? În încheiere vreau să vă întreb la ce lucrează romancierul Vintilă Corbu. În cinstea sărbătoririi războiului de independență lucrăm actualmente la un roman împreună cu Eugen Burada, la un roman care sperăm să ilustreze sub o formă literară acest eveniment covârșitor pentru trecutul nostru național. Eu vă mulțumesc și așteptăm cu încredere cele promise atât pe ecran cât și în librării.